vizat 8 minute, grupul are la dispoziție 28 de minute. Îl invit la microfon pe domnul deputat Călin Popescu Tăricianu, se pregătește domnul senator Valentin Calcan, grupul PDL. Vă rog, domnul Tăricianu. Domnule președinte al Senatului, domnule candidat la funcția de prim-ministru Victor Ponta, domnilor și doamnelor miniștri desemnați, stimați colegi, mi-e foarte greu să vorbesc din această postură pentru că niciodată n-am fost obișnuit să folosesc nici arcușul, nici peria. M-am obișnuit să folosesc arma tradițională din Parlament și aceea aș denumi-o sabia cuvântului. Și îmi pare rău că trebuie să fac acest lucru, încrucișindu-mi sabia de această dată cu președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, pe care, ascultându-l, m-am trezit un pic din amorțeala lor de cuvânt precedente, pentru că am avut impresia pentru câteva clipe că trăiesc în altă țară. Într-o țară în care minoritățile sunt desconsiderate, o țară în care drepturile minorităților sunt călcate în picioare și, din acest motiv, aș vrea să îi rog pe colegii noștri din UDMR, pe reprezentanții celorlalte minorități reprezentate în Parlament, să-și ia un moment de reflexie și să considere că poate nu au întotdeauna dreptate. Cel puțin în cazul înființării liniei de predare în limba maghiară la UMF, eu am o serie de semne de întrebare pe care vreau să vi le ridic și sigur că poate o să-mi răspundeți astăzi sau cu un alt prilej, pentru că discuțiile și dezbaterile cred că merită să continue pe acest subiect. Trăim astăzi într-o Europa în care granițele se estompează pe zi ce trec. Trăim într-o Europa în care diferențele între țări, între națiuni, devin din ce în ce mai puțin relevante. Demersul pe care îl susțineți cu atâta fervoare, mi se pare că merge exact în contrasens cu ceea ce vrea Europa să devină. Mi se pare că nu realizați că mergeți către un drum care înseamnă mai degrabă segregare sau izolaționism și mie mi se pare că este regretabil. Eu cred că România a făcut progrese importante în ceea ce înseamnă acordarea drepturilor minorităților în cei 22 de ani care s-au scurs de la căderea comunismului. Minoritățile au câștigat drepturi importante, au obținut lucruri pe care nu le visau, poate, cu efortul nostru al tuturor, al dumneavoastră și al nostru, a tuturor guvernelor care s-au succedat în România acestor 22 de ani și cred că nu aveți de ce a vă teme pentru viitor. Cred că putem să privim cu încredere viitorul și cred că preocuparea dumneavoastră, care este și a noastră, de a vă păstra identitatea în ceea ce privește limba, cultura, tradițiile, nu trebuie să fie nici de cum pusă sub semnul întrebării și nu trebuie să aveți grijă în această direcție. În ceea ce privește însă votul pe care trebuie să-l dăm astăzi pentru învestirea noului guvern, mi-aș permite, trecând la o altă rubrică de subiecte, să fac câteva constatări. Nu aș vrea să dau niciun fel de sfat. Prima constatare pe care aș dori să o fac este legată de atitudinea total diferită pe care a adoptat-o candidatul la funcția de prim-ministru și candidatul la funcția de ministru de finanțe în relația cu Fondul Monetar Internațional. O atitudine care se deosebește radical, aș spune, de ceea ce am văzut în ultimii 3 ani și jumătate, o atitudine umilă, de multe ori mi-a dat senzația că guvernul României nu există sau că negociază în genunchi. Și vreau să vă felicit pentru această abordare, care, iată că, este și dătătoare de roade. Dătătoare de roade pentru că ați putut să anunțați deja ca o primă măsură reîntregirea salariilor în 2 trepte și returnarea banilor reținuți abuziv către pensionari. A doua remarcă pe care vreau să o fac este legată de
modul în care este alcătuită echipa ministerială. O echipă care se caracterizează cu o majoritate solidă de oameni cu experiență guvernamentală, și aș face aici, sigur, comparația cu precedentele echipe, dar mai ales cea care a fost condusă de fostul prim-ministru Ungureanu. Și aici, sigur, că lucrurile sunt extrem de clare. Întotdeauna calitatea oamenilor dă și atributul de competență sau lipsă de competență. Și cea mai crasă dovadă de incompetență am avut-o de la guvernul care a fost debarcat acum o săptămână, care nu știa că poate să majoreze salariile, care nu știa că poate să dea bani înapoi pensionarilor. Pentru că vă puteți da seama că actuala echipă care se pregătește să preia ștafeta nu a putut să facă într-o săptămână nicio minune. Nu a trebuit decât un singur lucru: să aibă curajul, să analizeze cifrele, să vadă care sunt posibilitățile și să ia decizia pe care, din păcate, guvernul anterior nu a luat-o din motive pe care le veți dezluși dumneavoastră, dar care nu mai au niciun fel de relevanță. În fine, astăzi, așa cum s-a mai spus, votăm un guvern pe care ar fi trebuit să-l avem de 3 ani și jumătate, bazat pe o majoritate care este majoritatea rezultată din alegerile din anul 2008, în urma votului popular. Vot popular care a fost desconsiderat de președintele țării, care a făcut artificiile pe care cu toții le cunoaștem astăzi, ca să-și instaleze un guvern marionet. Și sigur că acest pas important de intrare într-o normalitate se continuă cu desemnarea unui prim-ministru din rândurile membrilor Parlamentului. După 2 prim-ministri care au fost desemnați culeși din alte zone pe care le știți bine, fie din acoliții de la partid, fie șef de servicii de informații, fie și externe, avem în sfârșit un prim-ministru care are acea normală legitimitate într-o democrație parlamentară. Provine din rândurile membrilor Parlamentului. Și ca să continuăm cu această idee de intrare în normalitate, trebuie să mai remarcăm un lucru, că după 3 ani și jumătate, în sfârșit, avem un prim-ministru de adevăratele. Adică, astăzi îi încetează mandatul de prim-ministru domnului Traian Băsescu. Un mandat pe care l-a exercitat când abuziv, când pe șest, când insinuant, dar mereu încălcând atribuțiile constituționale și reușind să facă praf. Rolul președintelui de mediator în societate și de arbitru în viața politică, prin intrarea în rolul de președinte jucător, după cum știți, un rol care vine într-o contradicție flagrantă, atât cu litera cât și cu spiritul Constituției. Să sperăm că ziua de astăzi este o zi de bun augur pentru români, care merită o altă guvernare decât cea din ultimii 3 ani și jumătate, o guvernare cu fața către oameni, o guvernare receptivă la nevoile și la greutățile pe care le traversează, o guvernare care să redea românilor demnitatea și mândria de a fi cetățeni acestei țări. Vă urez mult succes! Vă mulțumesc! Ați vorbit exact 10 minute, grupul mai are 14 minute. Îl invit la microfon pe domnul senator Valentin.